Bună tuturor și bine v-am regăsit! Bine v-am găsit în această seară la o nouă întâlnire live aici să vorbim din nou despre numerologie. V-am invitat în seara aceasta să vorbim despre cifra destinului și să facem o paralelă cu Mactub Tarot cu fascinanta lumea simbolurilor, Dezvăluită printre altele și în jocul de cărți Tarot, și pusă impecabil în tablouri de către Suada, în aceste minunate cărți Mactub Tarot pe care le am aici. Le știți deja și voi sunt lansate de anul trecut. Le am aici în fața mea toate cele 9 cele mai importante despre care vom vorbi în seara aceasta. Bine ați venit alături de mine, vă spun din nou, se adună acum încet, încet lumea Pentru că așa se zice, nu așa? M-ați tot întrebat de ce nu mai intru într-un live, de ce nu mai vorbești și tu despre ceva anume, de ce nu mai vii alături de noi Așa se spune, repet, nu mă întreabă nimeni chestia asta Recunosc, din când în când mai vine soada la mine și... Mă înțeapă așa câte un pic. Uite, ce-ar fi să vorbim despre aia, ce-ar fi să facem aia, ce-ar fi să mai discutăm noi între noi. Avem foarte mult de lucru, avem foarte mult de creat, de construit, pentru că încă studiem, încă ne ocupăm de lucruri frumoase, încă scriem, încă compunem, lansăm foarte multe lucruri, doar ce am îmbunătățit pentru a foarte multă oară, nu mai țin minte, sunt foarte multe update-uri pe care le-am făcut la aplicația Secretul Numerelor și a ajuns într-adevăr una dintre, eu hai spune, cele mai complexe aplicații în general. Poate diferă acum tipul fiecarei aplicații, utilitatea fiecăreia și atributele pe care le are fiecarea, fiecare, fiecare, dar ceea ce ține de strict de domeniul numerologiei, de cunoașterea numerologiei, de beneficiile pe care le oferă, în sensul că îți aduce un mic numerolog direct în telefonul tău, într adevăr a devenit, zic eu, deja la un nivel copleșitor de dezvoltată și de plină de informații, plină de opțiuni, de posibilități de a o folosi. Și mă bucur că a ajuns în sfârșit la un asemenea nivel încât să pot să transmit mai departe pentru că o consider deja ca pe o, un fel de prelungire, o anexă a mea. Mi-am dorit de foarte multă vreme să pot să găsesc niște limbaje prin care să pot transmite tot ceea ce văd, ceea ce înțeleg Modul în care mă folosesc și știu că ne putem folosi cu toții de numerologie, și atunci a luat această formă foarte bună și frumoasă și utilă în zilele noastre a aplicației. Și am avut de curând o nouă mini-lansare în aplicație, un nou update, o nouă actualizare cu. În meniul acela de calcule am introdus o parte de arhivă, astfel încât toate calculele pe care le veți efectua după actualizarea respectivă, toate calculele vor rămâne în arhivă. De regulă, toate îmbunătățirile pe care le-am adus le-am adus în urma lucrului cu aplicația și a necesităților pe care le-am avut. Iar acest lucru, din nou. Mă ajută pe mine foarte mult să pot să am undeva în arhivă calculele pe care le fac, și sunt absolut convins că și pe voi vă va ajuta foarte mult. Și dincolo de asta, mai este o îmbunătățire, să spun așa, aceea de a organiza toate aceste calcule în niște categorii, astfel încât eu mi-am făcut deja o bază foarte mare de dată cu actori, cu sportivi, cu politicieni, cu familie, cu oamenii cunoscuți, cu oamenii apropiați, cu dușmanii, cu așa mai departe. Recunosc la fostele, încă nu am ajuns, încă n-am făcut o categorie astfel încât să iam pe toți în același loc, să am toate datele acestea, nume, prenume, dată de naștere, să le am într-un loc și în momentul în care vreau să fac niște calcule foarte rapide și să pot să compar între ei oamenii aceștia, să iam la îndemână de fiecare dată. Și atunci cred eu că va fi foarte util această actualizare a aplicației, despre care n-am apucat să vorbesc, de-aia am început cu această introducere, n-am apucat să o... Explic mai pendelepte, doar câteva postări am făcut cu niște imagini foarte pe scurt, dar profit de ocazia asta să vă reamintesc în general de aplicație și despre toate actualizările, pentru că. Am impresia că de când nu ne-am mai văzut, auzit așa în direct, au mai fost foarte multe. Cel puțin acea vibrație a zilei personalizată pe care o puteți folosi, gen, haideți să-i spunem, poate este mai la îndemână pentru voi un horoscop zilnic pe care să-l citiți, dar atenție, este 100% personalizat după data voastră de naștere sau data pe care o alegeți pentru calcule în ziua respectivă și puteți să obțineți și cu o zi în urmă și cu o zi în, în, în avans, în, înainte. Dincolo de toate, cred că mandala numerologică este cu adevărat vedeta sau una dintre vedetele aplicației, dar toate acestea le găsiți în aplicație, în toate meniurile care, într-adevăr, sunt foarte complexe Poate la un moment dat vom reuși și vom face și niște tutoriale astfel încât să fie mai la îndemână poate pentru toată lumea, mai ales pentru cei noi care ajung și folosesc aplicația să descopere tot ceea ce îi interesează foarte repede și informația oricum există acolo. Toate interpretările, toate calculele interpretate cu explicații sunt în aplicație câtă vreme apăsați pe text, pe cifre, pe tot ce găsiți acolo. Dincolo de asta avem încă foarte mult de lucru, partea bună și frumoasă a lucrurilor, foarte, foarte multe proiecte noi, unele care vor fi gata anul acesta, unele care se vor întinde poate și pe zeci de ani de acum înainte. Eu, pe de o parte, am cu siguranță până, cred, după vârsta pensionării de lucru în toate domeniile astea și mai ales chiar și aici. Este într-adevăr fascinant pentru că mi-am propus în seara aceasta să vorbim despre o paralelă dintre cifra destinului și modul în care ne ajută tarotul. De ce? Pentru că sunt niște imagini care pur și simplu ne ne oferă indicii mai multe din toate punctele de vedere, din punct de vedere al personajului, din punct de vedere al culorilor, al cromaticii, al limbajului trupului, al tuturor obiectelor care sunt prezente în aceste imagini, și așa mai departe, și ele se leagă foarte mult. Asta este o altă parte magică a cunoașterilor acestea, care dăinuie de sute de ani în cazul tarotului, dar vorbim despre mii de ani în cazul numerologiei, a fizionomiei și altor cunoașteri care chiar și aici sunt introduse în acest mic tablou. Și, în momentul în care avem limbajul prin care să descifrăm tot ceea ce se întâmplă aici, lumea devine mult mai simplă și mai clară pentru ochii noștri, pentru mintea noastră, pentru sufletul nostru, și atunci nu ne mai simțim atât de singuri, nu mai avem atât de multe întrebări sau neclarități. Pentru că lucrurile se leagă, încep să aibă toate sensul unele cu altele și cam știm ce avem de a face, cu ce avem de a face și ce avem de făcut mai departe. Și dincolo de toate, mai am aici unul mic și frumos, este Pandora Lenormand. Aceasta este cea mai nouă creație a Soadei, este același pachet de cărți. Este un pic diferit față de tot ceea ce înseamnă MacTub tarot și, în general, tarotul de Marsilia sau orice alt tarot de acest fel. Pentru că imaginile, în general, cred că sunteți un pic familiarizați, cel puțin de la Suada, și cu aceste imagini. Ele respectă în foarte mare măsură tot ceea ce înseamnă. Planul numerologic, planul simbolistic, planul, absolut orice plan. Adică mediul înconjurător, lumea în care trăim, subconștientul nostru în relevă foarte ușor și foarte clar. Și în general, alegerile noastre, viețile noastre, toate domeniile principale din viața noastră sunt exprimate în aceste tablouri. Ele sunt astfel create, astfel încât să acopere toate domeniile importante din viața noastră și atunci. Creează filmul perfect sau tabloul perfect al întregii noastre vieți, astfel încât, cu metodele corecte folosite, pentru că aici vreau să fie foarte clar, nu este vorba despre ghicit, nu este vorba despre a, să zic așa, a lăsa norocul să. Să se întâmple sau să, să zică ce este de făcut, nu vorbim despre niște arhetipuri în general și despre niște metode, tehnici care ne explică foarte clar despre ce este vorba aici. Sunt, există toate aceste lucruri de sute de ani printre noi. Cel puțin, așa este cunoscut despre ele însă toată înțelepciunea și toată cunoașterea mie mi se pare mult, mult, mult mai veche și în momentul, abia în momentul în care poți să pătrunzi printre ele, lucrurile se leagă într-o manieră fenomenală. Adică gândiți-vă că aici avem de-a face cu un limbaj prin care ne putem înțelege cu orice om de pe planeta asta și poate nu doar atât și din orice timp. Și nu doar în această imagine, în absolut toate imaginile, aici le am doar pe acestea la îndemână, pe cele 9 despre care vom vorbi astăzi, dar absolut toate imaginile au în ele niște simboluri care ă, alcătuiesc un limbaj și despre asta este vorba, despre acest limbaj al simbolurilor care devine universal. Limba pe care o folosește fiecare pentru a folosi sau pentru a da glas simbolurile respective poate să fie diferite însă însemnătatea este aceeași și este un foarte mare lucru să putem face astfel de interpretări, să avem astfel de înțelegere pentru că din cele mai vechi timpuri și până astăzi putem să vorbim pe aceeași limbă și să avem acces la înțelepciunea oamenilor încă de demult. Și partea frumoasă este că de-a lungul timpului toată această înțelepciune s-a rafinat foarte mult sau a rămas doar ceea ce a fost cu adevărat esențial și bun și sănătos. Și ca să încheie introducerea, revin la Pandora Lenormand. Acest nou pachet de cărți, pe care urmează chiar foarte de curând, nu mâine, poi mâine, vom începe din Timișoara, vom începe lansarea, turneul de lansare, așa cum va obișnui Soada de fiecare dată când are câte un proiect frumos pentru sufletul ei creat și pentru sufletul vostru, urmează un turneu de lansare la nivel național. Cel puțin de deocamdată. Sperăm și ne dorim. Aici chiar ne întreabă oamenii foarte mult când ajungem în afara României. Ne-am dorit extrem de mult, dar cred că mai avem un pic la partea logistică, la partea, partea organizatorică, este mai dificilă. Bun. Vom. Așa, și începem de luni turneul. Vedeți, n-am mai fost de mult în fața voastră și am emoții acum. Începem de luni turneul în 5 orașe din țară și am ales de data aceasta să începem cu capitala culturală europeană din acest an, cu Timișoara, acasă la noi și să terminăm de data aceasta cu capitala țării, cu Bucureștiul. De regulă, de fiecare dată, aproape toate evenimentele le începeam cu Bucureștiul și ne plimbam prin toată țara. De data aceasta am ales să începem cu Timișoara în... 15 mai. Apoi în 17 mai ne vedem la Cluj, în 19 mai ne vedem la Iași, în 22 mai ne vedem la Brașov și în 24 mai ne vedem la București. Acesta va fi turneul din această parte a anului, pentru că este foarte posibil să ne mai vedem cel puțin o dată într-un într turneu de lansare anul acesta, dar nu vă zic încă despre ce este vorba, cel puțin o dată, repet. S-ar putea să ne vedem, dacă nu poate de mai multe ori, tot ceea ce creem sunt absolut convins că va fi o încântare pentru toată lumea, pentru că v-am obișnuit deja, totul este super calitativ, foarte eficient, foarte bun și pe gustul nostru, în primul rând, și de fiecare dată am căutat ca lucrurile să fie la cea mai înaltă calitate și de cel mai bun gust. Bun! Ajungem la partea de numerologie, despre care v-am promis că vom discuta în seara asta, despre cifra destinului, prin prisma să ne ajute de data aceasta cărțile de tarot. Am folosit Mactub Tarot al, al Soadei Agachi. Și vreau să mai lămuresc încă o dată, în mică parte, ceea ce înseamnă cifră de destin, cum se ajunge și ce importanță are fiecare parte. O dată pentru a ne afla destinul în numerologie luăm data de naștere așa cum este ea alcătuită și adunăm cifră cu cifră toate cifrele din data de naștere. Orice dată ar fi 21 mai, de exemplu, 1957, vom aduna 1 cu 2 cu 1 cu 5 cu 1000, 1, 9, 5 și 7. Cifră cu cifră se adună între ele. În primul și în primul rând vom, vom obține un număr. În momentul în care adunăm toate aceste cifre, în mod surprinzător, ceea ce este mai mare de 10 se numește număr. Greșeala asta cel puțin de ceva vreme o văd absolut, cred că zilnic o aud și o văd peste tot în jurul meu Se spune cifră, nu știu din ce cauză, cifră la tot ceea ce înseamnă chiar și milioane În fine, dar ca să fie foarte clar și foarte simplu de înțeles, numărul este primul cel care se obține Mai puțin la cei născuți după 2000, imediat după 2000 Numărul de destin de regulă este format din două cifre, tot ce este peste 10 încolo și mai ales la cei născuți înainte de 2000 vom obține cu siguranță un număr de destin care ne duce mai departe, reducând la o singură cifră, vom obține o cifră a destinului. De exemplu, un număr de destin 26 ne va da mai departe un, o cifră de destin 8, adică 2 plus 6 este egal cu 8. De ce fac această precizare? E foarte important odată ca să înțelegem subiectul din seara asta, cifra destinului, adică de la 1 până la 9. Și faptul că, de exemplu, pentru cifra 2 de destin putem să avem 4 numere de destin distincte, adică avem o dată 11, o dată 20, nu sunt 5. 20, 29, 38 și 47. Deci toate aceste 5 variante pot fi ca numere de destin pentru cifra de destin 2. Diferența se face în faptul că interpretarea numărului de destin se consideră ca fiind interpretarea ambelor cifre care formează acel număr de destin, și asta aduce diferențe foarte mari în viața omului. Pentru că. 11 față de 22, față de 29, față de 39, pe lângă faptul că sunt, fac parte din decade diferite, care asta spune foarte multe despre gradul evolutiv al omului care poartă numărul respectiv, care s-a născut cu numărul respectiv, cele două cifre îi oferă atribute particulare. Vorbim aici despre particularități, intrăm în profunzimea subiectului când vorbim despre numărul de destin și din ce este el alcătuit. Când vorbim despre cifra de destin, aceasta este una globală, este... Aș putea să asociez cu Zodia. Așa cum vorbim și despre Zodii, la modul că avem 12 zodii și toată lumea știe cam despre ce este vorba în fiecare zodie, la fel și despre cifra de destin, putem să o luăm ca și un atribut global, ne spune într-adevăr foarte multe despre persoana respectivă, dar în momentul în care vrem să aflăm mai multe particularități, suntem obligați să intrăm în detalii, în detaliile numărului de destin și așa mai departe. De aceea e foarte important să facem diferența asta, și plus, cel puțin pentru mine, este foarte la îndemână în momentul în care mă exprim. Când vorbesc despre o cifră de destin, este clar la ce mă refer și mă aștept ca oamenii să înțeleagă ca atare despre ceea ce vorbesc. Dacă sunt numere de destin, acolo, din nou, se face diferența pentru că avem, așa cum v-am spus sunt până la 4, până la destinul 4, avem câte 5 um, situații sau numere de destin din care se obține destinul respectiv, după care rămân câte 4 numere diferite din care se poate obține acel destin. Bun, deci variante foarte multe. În seara asta vom vorbi doar despre cifra de destin care mai departe vorbind descrie în linii mari tot ceea ce înseamnă acțiunea omului, tot ceea ce înseamnă de la nivelul pielei în exterior. Ziua de naștere, strict ziua de naștere, de la 1 până la 31, după caz, aceea descrie tot ceea ce se întâmplă de la piele în interior. Tot ce este sub piele, este personalitatea omului, este tot ceea ce ne Relevă universul interior și lucrurile mai puțin vizibile, mai puțin cunoscute chiar și pentru propria noastră persoană. Și destinul arată sau reflectă tot ceea ce este, cum am spus, de aici, în exteriorul nostru, tot ceea ce facem, tot ceea ce. modul în care ne comportăm, chiar și modul în care gândim, pentru că sunt lucruri care se subînțeleg sau care se leagă unele de altele și atunci e foarte ușor să. Ne dăm seama de lucrurile acestea, dar, în orice caz, destinul are de-a face cu partea foarte ușor vizibilă a omului. Și, în general, aș spune eu în felul următor: cifra de destin descrie undeva în proporție de 70-75% viața omului, iar personalitatea sau ziua de naștere, dacă am luat doar acești doi parametri, descrie restul undeva la 25% sau 30% maxim din tot ceea ce reprezintă omul respectiv. Adică judecând doar după ziua de naștere și după cifra de destin putem să aflăm aproape tot ce ne interesează despre o persoană, dar în aceste proporții. Acum, bineînțeles, sunt toate celelalte patru tabele numerologice care ne duc până în cele mai mărunte, amănunte, pe care ne le putem dori vreodată. Ține doar de noi până unde ajungem și ce facem cu ele. Bun, mergem mai departe acum și începem discuția despre destinul 1, despre acest Magician. Eu știu că la voi se vor vedea diferită acum. Va conta puțin, dar cred că cei mai mulți dintre voi aveți deja uh, cărțile, mactub tarot acasă. Vă puteți uita la ele. De ce zic asta? Pentru că contează foarte mult direcția în care este orientat în general. Corpul, modul în care privește, modul în care acționează personajul cum sunt picioarele așezate și așa mai departe. Nu voi intra oricum în foarte multe detalii legate de postura omului, de toate lucrurile acestea, dar acolo unde va fi cazul voi mai explica și este bine să înțelegeți faptul că la mine veți vedea răsucit din cauza telefonului. Destinul 1, așa cum se vede și în imagine, este un om solitar, eu i-aș spune un creator și vă voi învăța să vă ajutați poate mai mult de tot ceea ce înseamnă simbolul ori din tarot, ori din alte, eu știu, din alte medii, sfere, locuri în care le observați, cu condiția să fie foarte bine asociate, adică asocierile cu Cifrele, cu simbolul, cu cifra, cu absolut orice fel de interpretare, este foarte important să fie cea corectă, pentru că dacă s-a plecat din star greșit, atunci e foarte greu să se mai revină sau să se obțină ceva corect. Așa cum vedem aici, Magicianul apare precum un creator. În general, despre 1 se spune că este originea tuturor lucrurilor, originea tuturor numerelor cel care dă naștere la tot ceea ce se întâmplă de la el înainte. Vorbim de, despre șirul numerologic, vorbim despre întreaga existență. Unul conține absolut totul. Și de ce spun asta? Pentru că aici pe masă vedem, putem să vorbim aici în general despre cele patru elemente primordiale care se respectă în general în tarot și ele sunt simbolizate de cele patru semne sau suite din tarot. Avem spadele, avem cupele, avem monedele și aici a băta, așa, este în mâna că nu o găseam. Băta este aici, o ține în mână. Diferența este că, cel puțin aici, în această carte, toate aceste elemente ele sunt considerate într-o formă, nu aș spune neapărat pură, neprelucrată mai degrabă. Ele sunt uh, într-o formă hai să spunem așa cum le găsim în general în natură în jurul nostru sau într-o formă foarte ușor accesibilă, astfel încât magicianul respectiv să le preia așa cum sunt și să înceapă să le prelucreze, să-și creeze propria viață, propriul univers, propria lume. Pentru că asta face unul. Unul în general este cel care conține totul. Când vorbim despre 1, putem să ne referim doar la univers, la tot ceea ce cunoaștem noi în momentul de față, am putea să o numim doar univers. Eu aș atribui și am atribuit de fiecare dată cifrei zero, dacă putem să o numim cifră, ideea de Dumnezeu. Nici măcar nu-l pot defini altfel, pentru că zero este la fel de nedefinit ca și Dumnezeu și atunci ne apropiem un pic, un pic așa de greșeală, chiar și în momentul acesta în care la atribuim sau îl echivalăm cu 0, dar este totul și nimic în același timp în 0, pentru că până la urmă 0 este originea tuturor lucrurilor, chiar dacă 1, acea idee primordială, acel gând, acel să se facă lumină de la început, a l-a reprezentat pe 1 și a însemnat același lucru din care s-au creat toate ulterior înainte de el a fost zero și înainte de el a fost această, nu știu cum să-i spunem, uh, potențialitate, acest Dumnezeu, mama și tata lui Dumnezeu, nu știu ce o fi fost înainte, poate la un moment dat o să aflăm. Ideea este că acest om are la îndemână toate aceste elemente și el devine astfel un creator. El este cel care dă tonul, el este cel care inițiază, el este cel care are o creativitate infinită. Vedeți aici, nu întâmplător este o pălărie sau la nivelul pălăriei este acest simbol al infinitului, pentru că creativitatea lui, capacitatea sa mentală, modul în care creează acest om, iar creația la nivelul acesta, la nivel de 1, așa cum a fost, cum spuneam și la începuturi, că lumea aceasta s-a creat la nivel mental, adică doar Dumnezeu a spus să fie sau a gândit sau a vrut să fie, dar la nivel mental, la fel și din acest punct de vedere, totul pleacă la nivel mental. Putem să facem o paralelă de aici și mai departe și să spunem că orice fel de proiect am avea vreodată, orice fel de gând, orice fel de inițiativă, orice fel de idee am avea vreodată, totul pleacă de la nivel mental. Și de acolo începe și se derulează totul, coboară în plan emoțional și așa mai departe. E o poveste frumoasă și care se aplică în orice fel de proiect de al nostru, chiar și în momentul în care. Nu știu, vrem să ne cumpărăm ceva, vrem să începem o afacere, vrem să discutăm cu cineva, să ne asociem, să absolut orice. Se aplică fix aceleași, aceiași pași, aceiași, același tip de strategie, să-i spunem. Și aici îl avem acest, pe, pe acest personaj care ne arată faptul că are nevoie, așa cum îmi place mie să-i spun, de libertate totală. Să nu aibă niciun fel de restricție, niciun fel de opreliște sau, cu alte cuvinte, mai pe înțelesul tuturor, să nu existe fișa postului pentru astfel de oameni. Pentru că s-a terminat, pur și simplu. În momentul în care încep să-i dai ordine, încep să-i spui, să-l limiteze în orice fel, să-i dai indicii, indicații, sugestii și așa mai departe, lucrurile acestea vin și pur și simplu îi taie din creativitate, din elan, din dorința aceea creativă. Este un personaj foarte dezvolt și în general oamenii aceștia cu destinul 1 sunt oameni dezvolți, oameni plini de idei, plini de inițiativă, plini dornici să arate lumii de ce sunt în stare. Dar aici se întâmplă o să zic așa o greșeală pe care ele sunt foarte multe, vis-a-vis -vis de fiecare cifră de destin, se întâmplă în practică, să-i spunem, sau ceea ce observ peste tot în jurul nostru, încă nu am ajuns sau am uitat modul în care să folosim talentele noastre, ceea la ce suntem buni sau pentru ce suntem făcuți deja, ne scapă, sunt niște tricuri, niște secrete, să le spunem, secretul numerelor, poate. Uh, vedeți aici faptul că omul acesta arată în general, nu se duce foarte mult către uh, nebun care începe până la urmă jocul de tarot, dar în continuare păstrează această atitudine de om distractiv, de tânăr, care are tot viitorul înainte, are toată viața înainte, are pofta aceea de a face, de a descoperi, de a crea lucruri. Ce vreau să spun de fapt? Că în general doar privind imaginea aceasta ne putem da seama să facem acea paralelă și să ne dăm seama ce avem noi de făcut. Aici avem de a face cu un creator, nu cu un finalizator. E foarte important de făcut această diferențiere și Aici este una din, sau unul din acele secrete despre care spuneam că cumva ne scapă. Poate în graba lucrurilor, în comparația pe care o facem toată ziua cu ceilalți, ne scapă foarte multe amănunte din astea importante. Sunt unele persoane care reușesc să facă chestia asta, să-și mențină naturaleța sau să-și îndeplinească sarcina, funcția cu care s-au născut. Dar cei mai mulți încep un lucru așa cum este firesc și normal și se țin foarte mult, rămân atașați, să spun așa, de lucrul respectiv. E, nimic de aici nu ne indică acest lucru, pentru că nu există alte elemente pe lângă faptul că masa aceasta de lucru îi lipsește odată un picior și este neterminată. Așa cum vedeți voi, în partea aceasta ar părea să fie trecutul, dar nu în partea aceasta este viitorul de fapt. Așa cum este cartea eu acum, de exemplu, dacă mă uit la ea, aici este viitorul spre ceea ce se îndreaptă personajul de aici. Ideea este că nu există niciun indiciu a ceea ce finalizează. Dacă el se ocupă până la capăt, dacă apar alte persoane, în general aici avem de-a face cu oameni care să inspire. Oameni care să inoveze, care să inventeze, care doar să aprindă becul și să plece. Și cam atât, sau să inventeze becul și să plece mai departe. Dacă activitatea respectivă de care te ocupi îți permite ca în continuare să-ți păstrezi creativitatea și să rămâi la același nivel de creație, atunci da, este perfect pentru că îți va permite să te folosești în continuare de resursele pe care le ai la îndemână, care ele se pot dezvolta, se pot îmbunătăți prin aportul tău, prin tot ceea ce faci. Se pot întâmpla lucrurile din ce în ce mai bine, dar rețineți faptul că această trăsătură de inventator, de creator, de a pune lucrurile cap la cap, vedeți și cu aceste unelte din mâna sa. Are aici o monedă, și aici are un, este simbolul bătei, putem să-i spunem și o baghetă magică, de magician. El cu aceste două simboluri creează continuu. Aici este simbolul receptor, aici este simbolul uh, activ simbolul elementului masculin și elementul feminin. Prin cele două energii pe care le are tot timpul în mâna sa, el poate crea continuu, să le aducă împreună și să creeze continuu. Asta este foarte important de reținut pentru cei cu destinul 1, indiferent de numărul de destin, că e 10, că e 19, că e 28, că e 37 sau 46, pentru toți sunt valabile toate aceste detalii, este foarte important ca ei să aibă în permanență această libertate de creație. Să nu devină sclavii propriilor munci, a propriilor invenții, a propriilor lucruri pe care le fac și așa mai departe. Încă un lucru important este, în general, așa cum este interpretat sau este, este desenat, cum este văzut un 1, el este solitar. Pe de o parte are nevoie de această poziție de superioritate, de regulă, pentru că asta îl descrie cel mai bine pentru a crea, pentru că în momentul în care face un pas către ceilalți, că este în spate, că este în lateral, că este înainte, oricum ar fi, în momentul acela el își pierde din libertatea propriilor intenții, propriilor nevoi și atunci este nevoie să se adapteze. Este un sacrificiu pe care mi-e greu să-l să, să definesc. Îl pot înțelege, dar nu Pot, mi-l pot însuși, este foarte dificil de înțeles lucrul acesta, poate. Și chiar de multe ori să ne punem în pielea lor, pentru că o persoană cu cifra de destin 1 este precum un arici, așa, în general. Iar plăcea să stea de una singură, să aibă intimitatea sa, să aibă capacitatea de a, de a gândi, de a reflecta, de a cerceta, de a crea și așa mai departe, dar în același timp să fie și niște fani acolo la ușa aproape, care să vină să o vadă să, să o încurajeze foarte mult pe persoana respectivă să-l încurajeze, să îi arate că încă este văzut, că încă este importantă în viețile lor și așa mai departe. Dificultatea este că e mereu nevoie de acest spațiu între persoana cu destinul 1 și toți ceilalți. Adică nu cred că se va întâmpla vreodată, eu personal nu am văzut și nu cred că se va întâmpla vreodată ca o persoană cu destinul 1 să-l considere pe cel de lângă ea sau el să-l considere egal. Chestia asta nu cred că se va întâmpla vreodată, indiferent ce cifră de destin va avea partenerul sau partenera, pentru că tot timpul are această nevoie, pur și simplu este o nevoie, o chestiune născută acolo, care este dată de această trăsătură a destinului 1, dar în același timp îl și ajută pe tipul acesta de gândire, el și ajută să fie el însuși. Și atunci nu va permite nimănui să fie exact la același nivel. Tot timpul trebuie să fie mai în față și chestiunea asta îi creează o distanță și îl face să se simtă singuratic, să fie singuratic, să fie să aibă o imagine sau un aer de autosuficiență și va fi foarte greu să comunici, să te apropii de ei, să le fii prieten, să le fii alături, să poți să-i susții sau așa mai departe. Deci vine la pachet în același timp cu toate lucrurile acestea și din punctul meu de vedere este poate cel mai dificil, având în vedere societatea în care trăim și nevoia omului de a fi sociabil totuși, de a trăi în comuniuni, într-un fel sau altul, pentru că nu suntem clar la nivelul în care să, nu știu, ne ducem în pădure, să trăim singuri, să ne reinventăm singuri roata, apa caldă și nu știu tot ce avem nevoie, trăim cu siguranță împreună, dar pentru o persoană, și sunt absolut convins că toți cei care mă urmăresc acum și în viitor și au această cifră de destin, știu la ce mă refer. Faptul că există această contradicție constantă între a fi de sine stătători, între a fi solitari, singuratici la propriu și a fi totuși în același timp în preajma oamenilor, în brațele lor. În... E o combinație complicată în orice caz. Un fel de, un fel de superstar, un fel de star rock, așa, care doar când apare este ovaționat, este ridicat în slăv, dar în momentul în care are nevoie de timpul lui, de spațiul lui. Dacă a întors spatele, toată lumea trebuie să-l lase în pace, ca și cum să uite de el în momentul respectiv, dar să uite doar în sens că nu mai vrem nimic de la tine, noi te iubim și te adorăm în continuare, abia aștept să vii din nou pe la noi. E, nu trăim în într-o astfel de lume și atunci devine foarte complicat pentru ei să-și găsească un echilibru, pentru că în momentul în care au întors spatele și au nevoie clar de spațiul lor, de timpul lor, oamenii încep să-i uite. Și asta doare foarte tare. Și uitat înseamnă pur și simplu faptul că se întorc și vorbesc cu alți prieteni, pe ei doare. Faptul că nu mai sunt pe locul unu, nu mai, nu, simt ei că nu mai sunt acolo, așa, cei mai importanți din viața cuiva. Există necesitatea asta. E, pentru asta probabil, probabil, zic eu, să ne ajute tot ei cu toate abilitățile și toate talentele pe care le au aici să găsească de-a lungul timpului și ceva, nu știu, o, o soluție mai la îndemână pentru toate lucrurile acestea. Mergem mai departe. Cifra de destin 2. O avem aici pe Marea Preoteasă. Un personaj Extrem, extrem de atractiv, de plăcut, de controversat, ca toate celelalte. Toate, cred că putem să spunem că sunt controversate. În general, poate pentru o persoană care a studiat deja numerologia, cunoaște despre ce este vorba în cifre și vede doar așa un tablou, o imagine de genul acesta, s-ar putea să zică bun, dar care este legătura? În general, dacă puteți să observați doar... Îmbrăcămintea și culoarea, în general culoarea aceasta, care duce către sfera emoțională, către tot ceea ce ține de emoții, de sentimente, de o trăire intensă, foarte, foarte puternică este trăirea la acest personaj. La fel se întâmplă și la toate persoanele cu Destinul 2. Sunt caracterizate în general de această emotivitate foarte mare, de o capacitate de a vedea lucrurile din multiple puncte de vedere sau din multiple perspective, pentru că asta înseamnă până la urmă 2, ambele aceste bare de sus care reprezintă și binele și răul, și aici este, la fel cum la 1 există această controversă interioară cum să facă să împace pe toată lumea, să se, se simtă bine în propriul univers, departe de toți ceilalți și superior lor, dar în același timp să nu se îndepărteze complet de oameni. E, aici există o altă controversă continuă, dacă este bine sau nu, dacă este corect sau este rău, dacă să fie albă sau să fie neagră, dacă să o ia la stânga sau să o ia la dreapta. Um, este, cred, tema principală a vieții unei persoane cu destinul 2, pentru că chiar și în momentul în care reușește, într-un fel sau altul, să ia o decizie, este persoana care în continuare se duce, se uită înapoi, aruncă o privire înapoi și se întreabă, da, oare am făcut bine? Dar oare nu era mai bine pe drumul celălalt? Și atunci ce le rămâne de făcut decât să acumuleze, să studieze, să verifice, să își facă griji de cele mai multe ori? Una din, sau una din atributele, unul din atributele principale este acest această carte, această capacitate de a acumula informație, de a cunoaște. De regulă, la modul ideal, putem să vorbim aici că se transformă în înțelepciune. Faptul că avem totuși de a face cu un personaj mai în vârstă, care impunere respect care arată foarte multă experiență acumulată, experiență de viață care are și cunoașterea la îndemână, toate aceste lucruri ne duc către gândul sau cu gândul la o înțelepciune ridicată. Lucrul acesta mai provine și din această coroană foarte mare pe care o are pe cap și care așa cum sper să se vadă aici da cum se vede, este pe trei niveluri, și asta înseamnă că personajul de aici deja stăpânește și nivelul material, și nivelul uman, um, și nivelul spiritual sau supranatural. Le stăpânește pe toate trei foarte bine. Repet, aceasta este o interpretare sau o trăsătură la modul ideal de comportament. Nu înseamnă că toți cei născuți cu această cifră de destin se vor comporta ca atare, pentru că pot ajunge și complet uh, aiurea departe în uh, în manifestarea lor. Ea deține cunoașterea dar, așa cum spuneam, această culoare roșie predominantă din toată cartea este un indiciu al faptului că deciziile pe care le ia le ia totuși cu sufletul. Odată avem aici această coroană care reprezintă un nivel înalt de conștiință, de înțelegere, de acceptare a vieții, ceea ce pe de altă parte înseamnă și cifra 2. Și această cunoaștere care din nou apare un lucru foarte interesant aici, faptul că în cartea respectivă există 16 rânduri. Iar 17, da. Sunt 17 Rânduri care ne duc cu gândul la cartea de tarot denumită Steaua și mai departe la faptul că de regulă, mai ales acest tip de oameni, caută sau sunt foarte deschiși către tot ceea ce înseamnă cistirea în stele, să-i spunem așa la modul figurat, astfel încât să putem să facem legătura mai ușor cu cartea respectivă. Vă mărturisesc că la un moment dat, în acum mai mulți ani când făceam consultații față în față, aveam o evidență pe care o țineam încă mai Există o evidență, dar nu mai am atât de multe întâlniri în momentul de față, unul la unul. Cele mai multe persoane pe care le-am avut în fața mea, în discuții despre numerologie, și aici vorbim aproape de jumătate din toți cei cu care m-am întâlnit, au avut această cifră de destin. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere sunt cei mai deschiși oameni către lucrurile acestea. Pe de o parte, au o deschidere foarte mare, pe de altă parte, o necesitate de a afla foarte mare, pentru că vorbeam despre această indecizie a lui doi. Um o latură ascunsă care există, pentru că tot personajul este ascuns foarte bine după această, hai să-i spunem, perdea. Este ascuns și nu se vede ce se întâmplă dincolo de asta, ce fel de viață există, ce personaje există poate în spate și așa mai departe. Deci este o latură foarte bine ascunsă. Cu alte cuvinte, sunt persoane duplicitare, sunt persoane care una ți-au spus în față și nu știi niciodată dacă până a plecat de lângă tine, sau peste o zi, sau 5 zile, sau doi ani, se răzgândește și va crede cu totul altceva. Din punctul ăsta de vedere, la fel se întâmplă și pe plan personal, și atunci au nevoie de foarte multe confirmări, de foarte multe, de un om, de o persoană de încredere alături de ei care să le ofere această confirmare, care să le dea uh, încredere în deciziile pe care le iau. Mergem mai departe. La împărăteasă. Cifra de destin 3. Și aceasta se poate forma din 12, din 21, din 30 sau din 39. Toate cele patru variante pot fi întâlnite aici. Despre împărăteasă, acum Deja e puțin la modă, să zic așa. Am văzut-o zilele trecute. Cred că vă amintiți, mulți dintre cei care mă urmăriți acum, cred că știți la ce mă refer. Și culmea este chiar în această poziție. Bine, era fără aceste simboluri, fără acest blazon și fără acest baston. Am văzut-o în data de 6, parcă în 6 mai, când a fost în coronarea regelui în Anglia. Regina era și ea alături, și dacă cumva ați fost atenți, sau sunt foarte multe persoane care au văzut asta și chiar Suada mi-a atenția, uită că nu se uită la ceea ce se întâmplă, undeva în partea asta se întâmpla toată în coronarea și Regina avea această uh, poziție și acest mod de a se uita într-o parte și aproape într-una se uita în, în partea stângă a ei. La modul în care se, în care privea în față, în partea ei stângă, privea în foarte multă parte din timp și pur și simplu nu privea, e ca și cum evita să vadă ce se întâmplă foarte aproape de ea la încoronarea regelui. E, asta poate o să vă răspundă la multe dintre întrebări. Interpretările sunt multe, evident, și din gesturi, și din postura corpului, și toate obiectele care există acolo, dar ea este cea care privește către viitor, ea este, sau treiul în general, este elementul și cifra care face conexiuni. Este. Cifra care ia naștere din interacțiunea dintre 1 și 2, dar care în același timp asigură sau permite această interacțiune. În cazul de față avem de-a face cu împărăteasa, cu regina. Poate fi numită la fel. În mod normal, când ne gândim la un astfel de personaj, ne gândim ca la un fel de conexiune sau la personajul care asigură legătura dintre rege, care până la urmă el este autoritatea supremă și popor. La modul, să spunem așa, când vorbim despre cele patru elemente sau despre modul în care a fost creată lumea. Când vorbim despre cifra 3 sau despre acest element care corespunde elementului aer, aerul este cel care a separat lumina de întuneric, cel care a făcut separația dintre primul element foc și al doilea element apă, și care a putut să creeze mai departe sau să ajute să genereze mai departe toată creația lumii, așa cum o știm noi astăzi. Și, în general, despre această cifră 3 putem să spunem astfel că este un o cifră sau un element de legătură în general între evenimente, între personaje, între oameni, între întâmplări, între absolut orice. Este cel care face legătura și tocmai pentru asta sunt caracterizați de foarte multă carismă, de foarte multă jovialitate, sunt oameni plini de viață, plini de umor, plini de distracție, plini de absolut orice. Este foarte important să înțelegem însă acest lucru că există în același timp o dependență. Adică de sine stătător e ca povestea aia, ca despre o femeie care în momentul în care este singură acasă, dacă nu are pe nimeni în preajmă, nu și, nu știu, Facește ceva grav, nu poate să facă niciun fel de scandal pentru că nu se uită nimeni la ea în momentul respectiv. La fel și despre o persoană cu destinul 3, atâta vreme cât este singură de sine sătător, parcă nimic din viață nu are niciun fel de sens. Dar câtă vreme apare un om acolo care să o observe, care să o bage în seamă, care să interacționeze, deja îi vin idei. Deja locurile, rotițele încep să se învârtă și își găsește un sens. Asta poate este cel mai important, faptul că își găsește un sens. Dar ce vreau să subliniez este această dependență de altcineva. Faptul că tot timpul există o, o legătură, o interconexiune între persoana respectivă și uh, cei din jur. Aici... Spre deosebire de papesa de mai devreme, avem predominantă culoarea albastră, care în tarot în general reprezintă cifra, culoarea sferei mentale și tot ceea ce ține de logică, de gândire, de judecată, de strategii și așa mai departe. Și asta ne arată faptul că își folosește foarte mult sfera mentală, se duce foarte mult în zona... Aceasta o persoană de genul acesta, dar în același timp reușește să se adapteze foarte bine Pentru că vorba aia îi duce capul foarte mult pe tipul acesta de oameni și atunci reușește să se adapteze oricărei situații Și așa cum este și simbolul aer sau aerului simbolizat de această cifră 3, la fel și aerul este extrem de maleabil sau de permisiv și atunci permite manifestarea oricărui tip de fenomen, de eveniment în interiorul său fără să-l influențeze în vreun fel. La fel și despre acest personaj sau despre oamenii cu această cu trăsătură cu destinul trăi sau care se apropie de tot ceea ce ține de elementele acestea. Uh, pentru că vorbeam despre elementul care asigură conexiunea dintre elemente, aici vorbim despre fertilitate, despre comunicare foarte bună. Uh, putem chiar să facem o asociere. Poate că pentru mulți s-ar putea să nu aibă niciun fel de legătură, cum adică să legăm fertilitatea de comunicare. Da, pentru că uh, ambele sugerează foarte multă creativitate și interacțiunea dintre elementele primordie sau um, elementul masculin și elementul feminin, dintre 1 și 2. Tot ceea ce înseamnă alăturarea celor două simboluri, asta înseamnă creație din toate punctele de vedere. Și aici creația respectivă se poate manifesta pur și simplu sub formă de fertilitate, care poate să ducă și la naștere și la dar naștere de absolut orice, de idei, de gânduri, de creații. Mai mult sau mai puțin fizice contează mai puțin. Sau pur și simplu comunicarea care se revarsă din plin. Și în general la genul acesta de oameni vom observa o capacitate foarte bună oratorică și devin foarte buni vânzători în general. Vânzători de absolut orice. Plus capacitatea lor de a se adapta la situații, la tot ceea ce este necesar pe moment, îi ajută de fiecare dată să ajungă acolo unde își propun. Au un optimism aparte și au capacitatea aceasta de a face pe toată lumea să se simtă bine în preajma lor și atunci lucrurile se leagă foarte ușor între ele. Revin la voi cu o idee despre care vorbeam mai devreme. Pentru că au mai apărut poate și alți uh, oameni care mă urmăresc acum și vă salut cu ocazia asta din nou pe toți. Bine ați venit alături de mine sau ați revenit alături de mine și vă spuneam că în seara asta vorbim despre mactub, Tarot. Îmi place și de ermitul ăsta, îmi place și de papesă, dar mult mai mult deja îmi place de acesta. Pandora Lenormand și aici avem numărul 22. Aici avem numărul 29 și o frumoasă doamnă sau domnișoară. Este cea mai recentă creație a soției mele, Suada Agaki. O creație excepțională, arături de Mactub Tarot, care este destul de consacrat. În general, jocul de tarot este, zic eu, destul de cunoscut la nivel mondial. Dar despre cărțile de joc Lenormand, pentru că despre asta este vorba, despre un sistem de sine stătător, format din 36 de imagini care cuprind tot tabloul vieții noastre, tot Întreaga creație, cele mai importante capitole din viața oricui, și așa mai departe. Oricum le-am pune, am ajunge în același punct, adică un univers întreg. Sunt 36 de tablouri diferite, simboluri, imagini, pline de însemnătate și acestea au fost recreate pentru că s-a păstrat personajul principal de aici, dar am fost. Recreat după sfaturile și după studiul intens. Asta e una din preferatele mele cu șoarecii, care nu are neapărat o, o semnificație pozitivă cartea, ca însă modul în care sunt desenați este mult prea haios. Și modul în care sau tehnica care este folosită pentru a utiliza cărțile acestea este absolut fantastică. Am studiat mult cu SOA, ne-am jucat foarte mult cu ele și rămâi pur și simplu uluit. Adică nu ai cuvinte la modul în care cât de precis se așează lucrurile și cât de mult îți oferă indicii și răspunsuri la absolut tot ceea ce ai nevoie să știi. Și repet, aici nu vorbim absolut deloc despre a ghici, despre a, nu știu, da în cărți, sau cum se mai spune în zilele noastre. Vorbim despre niște tehnici și despre niște metode de lucru cu aceste cărți, astfel încât să descoperim o cauzalitate, pentru că se pleacă la modul de etalare și modul în care ajungem să le folosim, se descoperă o cauzalitate între toate aceste domenii. Ele sunt 36. Pot fi interpretate în foarte multe moduri. Există chiar și pe internet multă informație despre ele, nu atât de multe ca despre tarotul clasic, dar e suficientă. <coughs> și atunci a creat și acest pachet de cărți, Pandora Lenormand, de care este atrasă de foarte multă vreme și pe care le-a folosit foarte multă vreme și eu mi-am băgat mai de curând așa nasul prin ele și am rămas absolut fascinat și urmează să pornim în turneul de lansare al acestui pachet începând de poi mâine de luni în 15 mai din Timișoara. Peste două zile, în 19, ne vedem la Cluj, peste alte două zile, nu, în 17 ne vedem la Cluj, în 19 ne vedem la Iași, și în 22 la Brașov și în 24 mai ne vedem la București. Cu aceste frumoase cărți Pandora Lenormand să facem lansarea lor oficială și bineînțeles uh, era să zic ceva, dar nu o zic acum o zic în privat toate celelalte cărți produse și noi, ce cel mai important noi vom fi acolo pentru îmbrățișări pentru poze, pentru autografe pentru întrebări, discuții ce mai vreți voi mergem mai departe acum la Domnul Împărat și acesta e un personaj foarte cunoscut zilele astea și chiar ați văzut, sunt convins, e aproape imposibil să fi ratat toate simbolurile acestea care au apărut, chiar și în niște secvențe scurte, chiar și în imagini, în poze, dacă ați văzut. Toate, de la uh, coroana pe care a avut-o pe cap, la toate aceste simboluri, la inelul pe care l-a primit, la sceptrul pe care l-a avut, la acest. Uh, nu mai rețin exact cum îi spune la acest element, nu vreau să greșesc. Am un cuvânt, dar nu vreau să-l greșesc. Această mânușă pe care a purtat-o în momentul în care a primit sabia de acea dată, acum a rămas cu sceptrul. Eu chiar eram foarte curioas de picioarele lui, dar nu a apărut niciun... Cadru cu picioarele, să vedem cum le ține și ce se întâmplă pe acolo, nu m-ar mira să existe astfel de gesturi, de protocoale, de reguli pe care să le respecte. Chiar și hainele, și absolut tot, acolo s-a putut vedea un adevărat ritual. Și nu întâmplător se întâmplă la acest personaj pentru că el în general reprezintă ritualul, reprezintă tradiția, reprezintă legea, regulamentul și așa mai departe. Și spuneam mai devreme despre împărăteasă care este conexiunea dintre autoritatea supremă care este reprezentată de rege și am vrut să fac atunci o paralel sau o, o paranteză. Anterior regelui actual din Anglia am avut-o pe regină pe care personal aș încadra-o tot aici pentru că ea a reprezentat autoritatea supremă. Și în momentul acela nu mai vorbim despre împărăteasă, deși denumirea ei era de regină, nu vorbim din punctul meu de vedere despre o împărăteasă, vorbim despre un împărat în momentul în care domnea regina Angliei. Este pur și simplu o paranteză, asta mai mult în sensul în care veți dori Puteți să observați chiar și la locul de muncă, de exemplu. Acolo unde aveți o șefă autoritară, unde pur și simplu este o femeie în funcție de conducere, ea se poziționează tot aici. Împărăteasa este cea, să spunem așa, secundul care, cum am zis, coordonează în general activitatea sau relațiile dintre cel din funcția de conducere, din funcția cea mai înaltă și. Toți ceilalți, că o face prin alți subalterni, prin foarte multe alte mijloace, că există un, nu știu, guvern cu un prim-ministru care, la fel, reprezintă acea conexiune și așa mai departe, sunt foarte multe mijloace, dar în momentul în care vă doriți să Studiați din punctul acesta de vedere, e foarte bine să faceți asocierile corecte, astfel încât să știți, bun, personajul respectiv, primul, primul ministru, nu este aici. Primul ministru este aici atunci când avem de-a face cu, nu știu, țara întreagă. Dar, în momentul în care vorbim doar despre guvern, primul ministru este aici. Pentru că atunci se închide cercul, vorbim despre o cu totul altă formă de, nu știu, organizare și e foarte important să asociem corect. Uh, rolurile, locurile, să ne dăm seama de interacțiunea dintre personaje, și chiar și așa, în momentul în care le punem una lângă alta, pentru mine asta ar fi ordinea normală: 3 este aici, 4 este aici, voi le vedeți invers, așa ne dăm seama la modul în care cei doi privesc unul la altul. Și este totuși un, uh, un lucru bun: faptul că Regele și Regina privesc unul la celălalt. Ceea ce nu mai putem să spunem despre papă și papesă. Vom ajunge imediat după și la destinul 5. Și la papă vedeți cum fiecare privește în părți diferite. Acest lucru la fel spune foarte multe lucruri, chiar și despre relația dintre doi oameni pe care îi identificăm ca făcând parte din aceste personaje. Deci e foarte vastă și complexă această cunoaștere. Despre acest personaj îl vedem așa cum îi impune foarte mult respect. Foarte mult, e mult perfecționism aici. Așa cum am văzut și în tot ritualul de încoronare. Cum în general este, să zicem, supus orice persoană care conduce, care este la vârf, care face regulile, care este importantă într-un loc, are foarte multă responsabilitate. Și atunci orice mișcare este taxată, este urmărită, contează. Tot ceea ce gândește, tot ceea ce face, tot ceea ce spune și așa mai departe, contează foarte mult. Și atunci lucrurile se duc la un nivel extrem de ridicat de profesionalism și de perfecționism. Și contează asta, pe de-o parte, vine ca și o presiune suplimentară, dar în același timp oamenii de genul acesta abia așteaptă să se întâmplă lucrurile astfel. Nu neapărat presiunea, dar mai ales atenția la detalii, capacitatea de a pune toate lucrurile cap la cap. Ei reprezintă o autoritate. În momentul în care avem în preajmă o persoană cu destinul 4, Deja, indiferent ce fel de rol are în familia respectivă, în cercul de prieteni, la locul de muncă, cel cu destinul 4 de regulă este cel care coordonează pe toată lumea, care se uită la cea și spune, uite, acum ar trebui să ajungă colegul de la de nu știu unde. Pentru că el vine cu trenul și întârzie nu știu cât sau e prins în trafic și așa mai departe. Sunt oamenii care știu la detaliu tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, atât cu propria persoană cât și despre ceilalți. Sunt cei care fac ca procesul să se întâmple. Sunt persoane cu o logică foarte bună și care au nevoie de această logică pentru că mintea lor funcționează în sensul acesta mai mult liniar, să-i spunem, pentru că în momentul în care se sare etape, atunci s-a cam rupt tot filmul și este foarte greu să mai discuți cu ei să să-și păstreze ritmul Pofta, eficiența, rezultatele, deci se dau foarte multe lucruri peste cap în momentul în care se strică protocolul, pentru că totul pentru ei ar trebui să fie protocolar. Acum, din nou, așa ca un fapt divers, observam în toată perioada asta a pandemiei și vă ziceam și de aplicație că ajută foarte mult, mai ales acum o să mă ajute mult mai mult faptul ăsta că am adus arhiva am introdus și arhiva și am la îndemână toate calculele. Pentru că, pe de o parte, mai ales persoanele publice nu pot să rețin atât de multe date de naștere și le am acolo, doar le recalculez în momentul în care se întâmplă cât un eveniment în societate. Sunt tot felul de păreri, tot felul de opinii, tot felul de persoane mai mult sau mai puțin influente care vin și își spun punctul de vedere. Foarte interesant era pentru mine: multe persoane cu această cifră de destin 4, cel puțin nu doar în pandemie, dar așa în general, ele adoră. Ca lucrurile să fie compacte, ca lucrurile să sau ca regulile să fie respectate. Și atâta vreme cât vine o regulă de sus, oricum sunt la extreme. Aici vorbim despre două extreme, majoritatea intră în turma mai mare. Uh, erau cei mai mulți dintre ei erau foarte vocali pro tuturor măsurilor care erau luate. Adică ei intră foarte ușor și asumă foarte ușor nu știu, regulile care se dau, legile care apar, toate lucrurile astea și sunt foarte... Țin foarte mult la ele și atunci apar și îndeamnă și pe alții și sunt împotriva celor care nu respectă și sunt foarte vocal din punctul ăsta de vedere. Acum mai există o categorie care se duc în extrema, cred eu, cea mai puțin plăcută dintre absolut toate cifrele de destin, în sensul. se duc chiar așa spre dictatură, spre tiranie, spre. o dogmă sufocantă, pur și simplu, dar. sunt oameni, devin pur și simplu fanatici și sunt ușor de identificat, de văzut, pentru că. Nu mai funcționează logica lor atât de bine, sau chiar dacă funcționează, ea se bazează doar pe niște raționamente care își urmăresc scopul imediat, adică nu neapărat țin cont de tot ceea ce se întâmplă cu adevărat în jurul lor, ci pur și simplu aruncă câteva idei, o logică din asta foarte ușor de combătut. Și încearcă să-i convingă pe toți că nu, că de fapt e o, cum îi spunea, o conspirație mare la mijloc și că se întâmplă lucruri și că așa mai departe. Deci intră foarte ușor în aceste două categorii și am observat uh, cât de mult își doresc. Pe de-o parte, să fie uniformitate. Chiar și la școală veți vedea. Dacă avem de-a face cu astfel de părinți, aici poate se vede mai ușor la ședințele cu părinții. Când aveți un părinte cu destinul 4, de obicei se și implică în toată organizarea, dar sunt și cei care preferă de cele mai multe ori să se poarte uniformă, să se păstreze tot felul de reguli, chiar dacă vin și unele noi, dar tot timpul trebuie să să se știe foarte clar. Adică am renunțat la tot ceea. Dacă am renunțat la uniformă, am renunțat de-a binelea. Nu mai vine nimeni cu uniforma aia ca să putem să respectăm o nouă regulă. Și așa mai departe. Devine foarte distractivă viața de multe ori în momentul în care încep să observ oamenii ăștia și foarte predictibilă. În momentul în care cunoști lucrurile și știi la ce să te aștepți, totul este... E, Ține doar de timp deja și stai, observi și aștepți să pocnească exact în direcția în care te aștepți. Și devine pur și simplu distractiv atâta vreme cât nu uh, deranjează foarte tare. Mergem mai departe. Aici uh, e într-adevăr poate cea mai puțin uh, sau cea mai dificil de înțeles arcană. Comparativ cu cifra de destin și cu cifra 5 care o, pe care o reprezintă. Pentru că la toate celelalte, zic eu, e destul de sugestiv, destul de simplu. Dar să-l asociem pe 5 cu acest papă, Hierofant, îi spune aici, e puțin mai dificil de înțeles. Eu l-aș duce poate așa, mai ca să fie mai ușor de perceput, l-aș duce în primă fază. Să-l compar cu ceea ce înseamnă mâna dreaptă a împăratului. Pentru că de foarte multe ori cam asta însemna. Era un preot care, pe de-o parte, era, să spunem, trimisul lui Dumnezeu, care mai departe îl ungea pe împăratul sau regele care devenea trimisul lui Dumnezeu pe pământ, însă de foarte multe ori acesta era cel care făcea cărțile, care era în spate și dădea tot felul de directive, încerca să manipuleze regele sau împăratul respectiv prin prisma religiozității, prin prisma dogmelor, prin prisma ideologiilor pe care le urmărea cu alte cuvinte, un fel de politică făcută din astfel încât să ajungă la interesul propriu. Ce observăm însă aici este această coroană impresionantă, este foarte, foarte ridicată și în general această cifră sau chiar și carte, asta ar trebui să sugereze o formă de desăvârșire a omului. De ce este dificil de înțeles sau de adus odată de făcut comparația cu ce înseamnă personajul respectiv, dar în același timp chiar și când ne uităm în jurul nostru și la oamenii pe care îi cunoaștem, nu se prea pupă cu descrierile acestea și pot să confirm că n-aș putea să încadrez pe nimeni din toți cei pe care îi cunosc sau pe foarte puțin din cei pe care îi cunosc cu destinul 5 pentru că întotdeauna avem de lucru cu noi. Aici vorbim despre o formă de desăvârșire a omului, la modul ideal transmite această idee, cifra 5, și chiar și această carte. De ce? Pentru că este omul care și-a însușit toată logica, toate regulile, tot modul de conviețuire, de viețuire a ceea ce am prezentat până acum, de la 1 la 2, la 3, la 4. Și este omul care șansu și toate lucrurile acestea reușește, așa cum arată și imaginea, devine un, ca un bătrân înțelept, plin de cunoaștere, plin de experiență și capabil deja să-i îndrume și pe alții, capabil să ia decizii, așa cum arată și coroana sa foarte înaltă și această cruce pe care o are cu cele trei niveluri foarte bine detaliate, adică este un om Complet. Un om care și-a depășit toată natura sa umană și este capabil să judece de la un cu totul și cu totul alt nivel. Ideea de bază este pur și simplu de a acumula experiență, de a experimenta, de a păstra o limită între toate acestea, de a în general de a nu îți zbura acoperișul de pe umeri și de a ajunge la această desăvârșire. De ce spun că nu am cunoscut? Pentru că nu prea se întâmplă lucrul acesta. Este valabil pe de o parte pentru toți dintre noi, cu atât mai mult pentru cifra de destin 5, dar ce observ pe de altă parte este această dorință de experimentare. Și ce am mai spus de foarte multe ori și susțin în continuare, persoanele cu cifra de destin 5 sunt, cred, cele mai cele pe care le găsim în absolut toate domeniile. Este dificil să-i poți încadra. Cel mai greu de încadrat doar într-un domeniu, în două, în trei, în patru domenii, așa cum toate celelalte cifre pot fi încadrate, ca și meserie, de exemplu, ca și mod de viață, ca și idee generală, pot fi încadrate, da, uite, poate face acolo, acolo sau acolo. Ei, cinciul îl vom găsi peste tot absolut peste tot nu există niciun fel de limită pentru ei, poate, poate, poate cu o mică excepție, deși chiar și acolo sunt capabili să întoarcă lucrurile în birourile acelea închise unde nu au foarte multă libertate de mișcare de exprimare, de a umbla de a face, de a vedea, de a da lucrurile peste cap Deși chiar și acolo sunt capabili să stea o perioadă până explodează totul și pleacă mai departe. Posibil toate aceste lucruri, toată această experimentare să fie tocmai calea lor pe care o au de realizat în această viață, așa cum despre magician spuneam că este cel care inițiază, nu neapărat cel care stă acolo până se finalizează lucrurile sau care le duce până la capăt chiar și acest, această cifră 5 aș spune despre ea că este mai mult un experimentator. Omul care pur și simplu să-și bage nasul câte un pic peste tot și să vadă despre ce este vorba până ajunge la perfecționare, până ajunge în situația aceasta de a avea barba, vedeți, e barba albastră și părul și asta înseamnă înțelepciune, sunt simbolurile înțelepciunii aici. Și chiar repet, și această și coroana pe care o are și straile în general și tot ceea ce este reprezentat în jurul său sunt simboluri ale cunoașterii, ale înțelepciunii, ale figurii acelea paterne capabile să te îndrume, să te ajute, nu să te certe, nu să te limiteze așa cum face împăratul. Pentru că împăratul vine și spune stop până aici. Papa este personajul care te învață. Care te educă, care te încurajează, care te susține, care te împinge de la spate, doar în continuare în propriile tale limite, nu te aruncă așa unde nu este locul tău. Mergem mai departe la cifra de destin 6 și avem aici: îndrăgostiții. Din nou, aici avem este a doua carte în care apar personaje suplimentare, pe lângă personajul principal apar personaje suplimentare, la fel ca și aici în papă, sunt ceva personaje, dar spre deosebire de îndrăgostit. Aici nu vedem ce fel de oameni sunt. E o altă însemnătate acolo. Aici, în schimb, vedem aceste două fete care sunt alături de el, dar ce e mult mai important, aș spune eu, este și acest personaj celest, care într-adevăr este pentru prima oară când apare un astfel de personaj, pornind de la, chiar de la nebun, pornind în tot șirul cărților de tarot, este prima oară când apare acest înger în imagine. Și care se pare că influențează într-o oarecare măsură acest personaj. În general, aici vorbim despre alegeri. Vorbim despre uniune, vorbim despre întemeierea unei familii, despre alegeri, despre a face o alegere, despre a merge la dreapta sau la stânga. Cam tot ceea ce înseamnă cifră pară, pornind de la 2 și 4 și 6 le intră în categoria asta, chiar și 8 vom vedea, Aici vorbim foarte mult despre alegeri sau despre incapacitatea sau presiunea în fața alegerilor pe care le avem de făcut. Pentru că întotdeauna există mai multe alternative. Să merg la stânga, să merg la dreapta, îmi place blonda, îmi place șatena. În ce direcție să se ducă și ce să facă mai departe personajul nostru. Cam despre asta este vorba, despre dacă le punem așa alături, pentru că asta ne învață și mai multe. Odată experimentarea, dar mai departe deja avem de-a face cu o maturitate sau cu o responsabilitate în fața alegerilor pe care le facem, astfel încât să învățăm ceva din ele. Și mai departe, după ce am luat alegerea, rea contează mai puțin. Asta chiar contează foarte puțin. Din punct de vedere, să spunem așa, educativ, sau la modul ideal. Din păcate, aici se greșește foarte mult și oamenii încă, vis-a-vis -vis de acele secrete ale numerelor despre care vorbeam, chiar și la acest nivel oamenii pun mult prea mare preț, și se limitează foarte mult pe ceea ce înseamnă bine sau rău. Noi avem o impresie extrem de eronată despre bine și rău: despre faptul că dacă lucrurile se întâmplă bine atunci, nu știu, e ca și cum am luat un premiu, pentru că, într-adevăr, nu există o finalitate a lucrurilor. Nu e cineva după colț care să spună, da, bravo, uite, ai primit un premiu pentru asta, sau să-ți bifeze pe un checklist, să zică, băi, ce tare, uite, ai ajuns la level 200 doar pentru că ai făcut bine, 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 bine. Nu există chestia asta. Dar avem impresia foarte eronată că, cumva, jonglăm așa între bine și rău, și tindem să căutăm mai mult binele în viața noastră, deși este și dificil de interpretat ce înseamnă binele acesta, dar e o altă poveste. Partea și mai interesantă de atât este că ceva din noi oricum ne spune că adevărul e undeva la mijloc și că, de fapt, în momentul în care. și asta o avem aproape cu toții. În momentul în care se întâmplă multe lucruri bune în viața noastră, parcă stăm și ne gândim, bă, ceva parcă nu știu, nu e bine. Ceva urmează parcă să se întâmple ceva. E ca și cum eu simt că balanța trebuie să se echilibreze. Urmează să se întâmple ceva rău pentru că a fost prea mult bine în viața mea. Și sunt foarte mulți oameni de genul acesta care nu că nu știu să gestioneze, doar au acest sentiment. Pe de o parte există o bună doză de adevăr în toată această poveste, dar, pe de altă parte, contează și foarte mult atitudinea noastră față de situații și față de a înțelege faptul că, indiferent de alegerea pe care o facem, în momentul în care o asumăm și o înțelegem, ea se transformă într-un eveniment pe care îl înțelegem, pe care l-am putem să ni l asociem și care ne va ajuta să ne dezvoltăm de aici mai departe, să creștem, astfel încât următoarea alegere va fi din ce în ce mai bună sau din ce în ce mai potrivită, mai bine spus, ca să nu ne ducem foarte mult din nou în această separare între bine și rău. De ce am făcut această, de ce am spus această poveste? Ca să o leg de personajul despre care vorbeam. Aici putem să vorbim despre minte și inimă, despre veșnica întrebare să aleg pofta inimii sau ce spune inim, sau ce spune mintea, care ar trebui sau că n-ar trebui să fac. Și cu cât omul își asumă mai multe alegeri și face mai multe astfel de sau are experiență mai multă de-a lungul vieții, își depășește latura instinctuală și se activează această, să-i spunem, inspirație, am putea să-i spunem, sau intuiție. Sunt domenii foarte sensibile, nu vreau să intru foarte mult în detaliile astea pentru că sunt foarte ușor de înțeles greșit, tot ceea ce ține de intuiție, de inspirație, de, de uh, nici măcar instinctele, nu le stăpânim foarte bine sau nu le înțelegem foarte bine cum funcționează și ce sunt și de aia nu vreau să dezvolt, dar ideea este simplă. Cu cât reușim să facem acest echilibru în interiorul nostru, el se va vedea la exterior, iar asta se va transforma într-o acuitate mai bună în tot ceea ce înseamnă această conexiune cu sferele superioare. Cu, uh, haideți să nu o dăm poate foarte mult în partea supranaturală, pur și simplu într-o conexiune cu natura mai bună, în sensul în care ne dăm seama unde este armonie, unde nu este armonie, unde este. Uh, <coughs> ok să fiu și ce fac și unde nu este așa. Ajungem mai departe la destinul 7, care pe de o parte vorbește despre același lucru, dar se duce mult mai mult în sferele superioare. Pauză de hidratare destinul 7 care urcă mult mai mult în aceste sfere superioare și care e într adevăr mult mai uh, interesat. Dacă la nivelul cifrei de destin 6. Vorbim despre experimentare, bine și la 5 vorbim despre experimentare, la 6 vorbim despre experimentare combinată cu alegeri. Adică asumarea alegerilor, pentru că uh, în cazul lui 5. Acolo avem de a face cu oameni care pur și simplu și fac de cap și e suficient doar să experimenteze lucrurile, dar și la modul asumat, adică nu așa pur și simplu, nu libertinaj. Eu am spus o de fiecare dată libertatea înseamnă atunci când te duci acolo unde simți că ți e locul și unde simți că poți să faci ceva ok. Nu pur și simplu să deschizi orice ușă și să vezi ce se întâmplă acolo și să strici echilibru altora sau nu știu. Orice, doar pentru că ți se permite și atât. Libertinajul e una și se ajunge foarte ușor în extrema asta, dar libertatea este ceva mult superior, zic eu, și este stăpânită de puțin, cei, mai ales cei care sunt asumați și care știu foarte bine să îi respecte pe ceilalți pentru că se respectă pe ei. E, la 6 vorbim despre aceeași capacitate de a experimenta, dar în același timp asumarea alegerilor și capacitatea de a face alegeri, adică de vi conștient de ceea ce se întâmplă și de ceea ce urmează să faci, ceea ce îți dorești, ceea ce vor alții și așa mai departe, dar experimentezi și vezi astfel încât să nu ne neapărat să împaci pe toată lumea, dar să fii atent la nevoile tuturor celor din jur. Aici, în schimb, avem de a face mai puțin cu, să spunem, nevoile lumești. Aici avem uh, rațiunea care stăpânește partea animală din om, care stăpânește instinctul, care stăpânește atât sufletul cât și mintea. Uh, vedeți și îmi place lucrul acesta în acest, la această carte, acest personaj, Carul de Triumf îi spune, acest personaj nu are hățuri, el își conduce caii și caleașca întreagă fără niciun hăț. Asta mi se pare una din părțile cele mai frumoase poate ale acestei cărți. Și sugerează foarte mult faptul că reușește la nivel mental să conducă, să-și conducă să-și conducă trupul, să se conducă pe sine, să se înțeleagă, să se cunoască, să se desăvârșească până la punctul în care să nu mai fie condus de instincte, să nu mai aibă reacțiile acelea impulsive, să reușească, reușească să-și dea seama de situațiile în care se află, de viața pe care o trăiește și să acționeze în funcție de nu știu interesul de moment, de nevoia de moment, de tot ceea ce păstrează armonia în jurul său. Vorbim despre un nivel superior de înțelepciune aici și în general despre șapte putem să spunem chiar și din alt punct de vedere din, din adunarea lui 3 cu 4 aceeași idee a rațiunii care stăpânește partea, rațiunea fiind simbolul triunghiului sau al cifrei 3 și partea materială, partea instinctuală, reprezentată de pătratul mai departe, reprezentativ al cifrei 4. Aici vorbim despre dobândirea acestor puteri superioare sau capacitatea de a înțelege sferele înalte ale vieții, dar în același timp și nevoia de a face locul acesta. Capacitatea de a face strategii, de a își trăi viața după idealuri. Pe de altă parte, devin și foarte periculoși oamenii aceștia pentru că pur și simplu ei se ghidează doar după idealuri. Și atunci sunt capabili, așa cum se vede și aici, cu o privire undeva departe, idealul e undeva departe, sunt capabili să-și lase căruța să treacă peste oricine. Și actualul lider dictator care a pornit războiul în lume este tot un destin 7. Întâmplător sau nu, născut tot în ziua de 7. E. Oamenii aceștia, în momentul în care au sau își ghidează viața după astfel de ideologii, care e dificil de spus, din punctul lor de vedere, clar sunt sfinte. Din punctul altora de vedere, puse în alt context, clar sunt catastrofice. E dificil de spus cine are dreptate sau nu, pentru că în realitatea lor nimic nu le poate sta în cale și atunci e foarte periculos când un om se ghidează în mare parte doar după astfel de ideologii în viață pentru că este capabil chiar să facă mari sacrificii fără măcar să clipească. Pentru că țelul lor rămâne în continuare foarte departe, pe el nu-l interesează ce se întâmplă la nivelul imediat aici în fața lui, el știe că are de ținut o nație puternică și, nu știu, să ajungă până departe peste sute de ani, să fie cineva și asta o va face cu orice fel de mijloace, cu orice fel de sacrificii. Mai departe avem justiția, care de data asta, în contextul de mai devreme, se pare că ori e oarbă, ori e șchioapă, ori cineva a o ține încă legată undeva. Evident, vorbim despre aici, vorbim despre o justiție sau despre o, o autoritate lumească. Asta însemnând faptul că putem să ne referim pur și simplu la tot ceea ce înțelegem noi prin cauză și efect, la legea cauzalității. Adică, dacă apăs aici, se ridică acolo, dacă bag cablu în priză se aprinde televizorul și așa mai departe. În cea mai mare parte vorbim despre la oamenii caracterizați de această cifră de destin, vorbim despre o judecată de genul acesta destul de liniară, despre o logică foarte puternică, dar și un nivel avansat în general, superior de gândire, de înțelegere, de viziune asupra vieții, pentru că sunt oamenii totuși cărora le place să facă legea, cărora le place să dețină controlul. Sunt foarte buni manageri, sunt foarte buni organizatori din toate punctele de vedere, dar în același timp știți cum e vorba aia că cine parte parte și face. Oamenii de genul acesta cu destinul 8 au simțul acesta foarte bine rafinat. Și atunci se orientează foarte ușor în viață. Și de regulă către funcțiile importante, către sferele superioare din societate, de la orice fel de nivel și din orice domeniu. Astfel încât să fie capabil să aibă o privire de ansamblu și să poată să conducă mai ușor lucrurile. La nevoie să schimbe regulile, să facă altele noi, să asigure aplicarea celor existente și așa mai departe, dar în prima fază interesează foarte mult să-și atingă propriile scopuri. Pentru asta este posibil să... Chiar și în cazul lor, să facă compromisuri mai puțin de apreciat dar în același timp sunt oameni orgolioși. Pentru cei care cunosc fizionomie, Soada s-a interesat foarte mult și de acest aspect și toate personajele din Mactub Tarot au bine întipărit pe chipurile lor exact trăsătura specifică arcanei respective și aici de asemenea avem de a face cu acest orgoliu, cu această atitudine de superioritate, de um, ceva de genul, faceți voi ce vreți, pentru că eu știu mai bine și eu mă descurc mai bine. Iar aici, de exemplu, cu toate că vedem această balanță pe care chipurile o folosește pentru a lua decizii corecte. Foarte, foarte fin se observă la un moment dat cum în partea asta este influențată de cotul pe care îl împinge acolo, astfel încât să se asigure că la momentul potrivit lucrurile ies așa cum trebuie. Pe de altă parte, avem totuși de-a face, se vede aici această sabie foarte puternică, avem de-a face cu o. Cu un, o sferă mentală foarte puternică. Deci, oamenii aceștia sunt într-adevăr dominatori, sunt foarte capabili, și din punctul meu de vedere sunt ideali în orice fel de formă de conducere. Sunt extrem de buni acolo, în administrație, în management, în absolut tot, pentru că administrează excepțional de bine orice fel de resursă ar avea. Sunt oameni care, cărora le place riscul care cumva trăiesc pentru asta și care nu se dau în lături atunci când apare un conflict, ceva și adoră autoritatea, să fie, să fie autoritari, să reprezinte ceva de interes. Și aici îl avem pe prietenul nostru ermit, cel care cunoaște lucrurile foarte bine, cel care ne aduce lumina care ne învață și pe noi cifra de destin nouă, foarte mult albastru. Mai observăm această, e o mică asemănare aici cu papesa. Chiar dacă cele două personaje nu au neapărat o relație între ele, putem să creem noi una, dar se observă foarte bine cât de bine îmbrăcate sunt ambele personaje, cât de acoperite sunt, și faptul că această temă celestă există pe hainele ambilor, cu acele stele, cu luna, capacitatea lor de a înțelege, de a pătrunde în sferele superioare. Iar dacă în cazul papesei culoarea predominantă este roșul, care ne duce mai mult cu gândul către sfera emoțională, în cazul lui. Al ermitului, aici rămâne totuși sfera mentală, capacitatea de a judeca, de a înțelege lucrurile, de a trece peste aparențe. Din nou, aici se observă pe fruntea lui, sper să, cred că se observă cele trei riduri paralele care indică nivelul de uh, înțelepciune ridicată. Experiența acumulată, și de asemenea părul de această culoare bleu, care din nou indică înțelepciunea și cunoașterea acumulată. Ce mai este interesant la acest personaj, faptul că a reușit, să spunem așa, să ajungă la desăvârșire. Din nou, aici este reprezentat mai degrabă în, în sens pozitiv, extrem de pozitiv. Personajul, în sensul în care voi veți vedea pe dos, dar vă zic eu cum sunt. Această lumină este în mâna lui dreaptă, care este legată de emisfera stângă, care înseamnă partea cerebrală a omului, partea logică și cunoașterea, memoria și toate aceste lucruri, care reprezintă mai departe lumina, reprezintă această latură mentală foarte bine dezvoltată sau acuitatea judecății lui, iar în mâna stângă ține acest baston care în general în tarot reprezintă partea emoțională, tot ceea ce ține de trăirile lui, de, de focul interior, de pasiunea interioară. Și acesta este în mâna stângă, care corespunde mai departe cu partea dreaptă a creierului și asta înseamnă partea creativă și tot ceea ce este capabil omul să dezvolte de sine stătător. Asta înseamnă, cum am spus mai devreme, că se apropie de desăvârșirea pe care o căutăm cu toții, pentru că simbolurile exterioare pe care le are la îndemână arată lucrul acesta, că omul a ajuns la această cunoaștere, chiar în capul bastonului, se vede poate mai greu, dar se observă, este un cap de șarpe care, asta poate să ducă cu gândul și la acel. acel condalinii care a fost ridicat și controlat, în primul rând, reușește să-l stăpânească omul respectiv. Asta înseamnă, în general, instinctul pe care reușește să-l stăpânească și cu care reușește să-și construiască viața mai departe. Este o carte care dă mai mult imaginea unui. din nou, unui. Figuri paterne, acela care vine să te ajute să mergi mai departe, să-ți găsești drumul, să te găsești pe tine, să afli cine ești, să-ți răspundă la întrebările existențiale ale vieții. Este bătrânul înțelept de care probabil cu toți avem nevoie, pe care îl căutăm cu toții. Este... Um, acel maestru pe care îl căutăm cu toții, nu ne ducem neapărat, se aseamănă clar foarte mult cu un călugăr, cu un preot, cu un duhovnic, însă asta nu înseamnă că oricine are o mantie pe el sau o haină din aceasta va ajunge să aibă toate calitățile respective. Și nici ă, asta nu înseamnă neapărat că cei cu destinul nou se transpun automat într-un astfel de personaj decât că, e o mare diferență aici pe care e bine să o înțelegeți, faptul că pentru persoanele de, cu destinul nouă această căutare este mult mai acută în viață, căutarea de a deveni ei personajul de aici. Clar, la un moment dat și-ar dori și pe cineva care să-i îndrume, care să-i învețe de genul ăsta. Dar rețineți că pentru cineva cu destinul nou, căutarea acestui personaj, să se transpună în acest personaj, este foarte puternică. Dorința lor de-a lungul vieții și de asta îi vom vedea foarte des că se apropie de ceilalți, că încearcă să-i ajute, să-i susțină, se să implică foarte mult în, în cazurile celorlalți. Și pentru noi, ceilalți ar putea să fie doar această indicație a faptului că în momentul în care ajungem cu adevărat să ne controlăm, ne desăvârșim sau ne dezvoltăm până la un asemenea nivel încât suntem capabili să nu doar să ne ajutăm pe noi, ci să îi ajutăm și pe ceilalți, să devenim noi maestri pentru cei din jurul nostru la modul voit și voluntar, nu doar așa din întâmplare. Cu asta am ajuns la capătul celor 9 cifre de destin. Sper că v-a fost de mare ajutor să aflați toate lucrurile acestea. Eu vă îndemn în continuare să studiați. Simbolurile sunt foarte multe. Credeți-mă cât am vorbit până acum în seara asta, înseamnă mai bine două ore jumate. Cred că am fi putut vorbi doar despre masa magicianului. Tot, tot timpul ăsta ar fi fost suficient doar despre masă fără să mergem mai departe la hainele lui, la mâinile lui, la picioare, la așa mai departe. Adică uh, e deosebit de vast și de bogat acest domeniu, extrem, extrem de o înțelepciune cum rar am putut găsi. Din punctul meu de vedere, tarotul este alfabetul complet al vieții. Nu am găsit nimic mai, mai sugestiv, nimic care să mă încânte și care să mă bucure mai mult decât cunoașterea din aceste simboluri. Numerologia este într-adevăr ceva care depășește, însă e o mare diferență pentru că numerologia oferă mult mai puțin cum să zic, cunoaștere nu e la îndemâna oricui. Numerologia este mult mai ascunsă, este mult mai fină, este mult mai rafinată, dar pentru a pătrunde în astfel de domenii, din punctul meu de vedere, simbolurile din tarot sunt limbajul perfect pentru așa ceva și începutul perfect pentru așa ceva. Dincolo de asta, mai avem încă un limbaj al cărților Lenormand Pandora Lenormand pe care urmează săptămâna viitoare așa cum am spus să le aducem alături de voi începând de luni, începem uh, turneul de lansare abia aștept să ne revedem peste tot prin țară, să facem poze să ne îmbrățișăm să stăm de vorbă și să vedem ce mai dezvoltăm împreună mai departe Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, vă aștept în continuare alături de mine, voi căuta să intru puțin mai des de acum încolo, să-mi fac mai mult timp între proiectele pe care le am și să ne vedem cu bine. V-am pupat!